Sfatul de drum bun vă este oferit de BT Leasing, partener al Napoca Rally Academy. Asta înseamnă că suntem, începând din acest moment, live și pe Facebook, printr-o transmisie Skype, în direct cu pilotul și instructorul de conducere defensivă din cadrul Napoca Rally Academy, adică Bogdan Marișca, cel care ne aduce în fiecare marți sfatul de drum bun. Bogdan, salut! Bine ai venit! Salutare, salutare tuturor! Astăzi nu o să vorbim, sau cel puțin pentru începutul intervenției noastre, nu o să vorbim despre mașini, o să vorbim despre motociclete. Asta pentru că weekendul trecut s-a deschis oficial sezonul moto. Și foarte multe cluburi din România de motocicliști au făcut evenimente pentru a atrage atenția, că sunt din nou pe străzi, pentru că, din păcate, în continuare sunt foarte multe accidente în care sunt implicați motocicliștii, fie din vina lor, să spun așa, fie din vina pe celor care sunt în mașini. Și ne-am gândit să tragem și noi din nou un semnal de alarmă în sensul ăsta astăzi. Da, exact, și este foarte corect ceea ce ai spus, Radu, și îți mulțumesc. Adică eu aș putea chiar să mă opresc acum, ne oprim aici, pentru că toate informațiile tale sunt valide. România este o țară cu climă temperată, așa știm că avem niște momente de sezonalitate, apropo și de motocicliști, și de scuteriști, și de trotinetiști. Mai nou, trotinete electrice sunt din ce în ce mai prezente în orașe aglomerate, bicicliști, și trebuie să ne reobișnim unii cu ceilalți. Și de fapt ăsta este și mesajul pe care încercăm să transmitem acum, pentru că începe sezonul lor. Mai mult vedem că prețurile la carburant sunt cele care sunt. Sunt din ce în ce mai mulți oameni care iau în calcul și din cauza timpilor de deplasare în orașe aglomerate. Evident că este mai ușor să deplasez cu un astfel de mijloc de transport. Dar pe de altă parte, asta vine la pachet și cu niște riscuri. Trebuie să ne obișnim unii cu ceilalți în trafic. Șoferii se iau în calcul prezența motocicliștilor, a trotinetiștilor, a bicicliștilor, așa cum spuneam. Dar și aceștia trebuie să reintre în ritm, trebuie să înțeleagă sau să reînțeleagă cât este de periculos să mergi cu un astfel de mijloc de transport, pentru că, din păcate, la un astfel de mijloc de transport, vorbim așa cum ziceam de motocicletă, bicicletă, scooter și așa mai departe, orice accident înseamnă în cel mai bun caz doar o sperietură, dacă nu vorbim de răniri de diferite grade, sau, din păcate, vorbim și despre tragedii. Trebuie știut că în România sunt undeva aproape de 500.000 de permise de motocicletă, de diferite categorii, și mai trebuie să specificăm, pentru că sunt deja prea multe incidente de acest gen, de oameni care merg fără permis de motocicletă. Din momentul în care te pus pe un vehicul care merge cu minim 25 de km pe oră, deja trebuie să ai un permis de conducere, categoria AM, A1, A2, așa, așa mai departe. Adică trebuie să ai niște minime cunoștințe și să fie validate de cineva acele cunoștințe. Deci nu te poți urca pe un scooter și să nu te intereseze. Da? Asta este un sfat bun pentru motocicliști sau pentru scuteriști. Dacă ar fi să oferi un sfat de drum bun și pentru cei care sunt în aceste momente la volan, care ar fi acesta în acest context? A trebuit să știm că reapar motocicliștii și scuteriștii pe stradă. Apropo de oglinzi retrovizoare, apropo de cedează de trece, apropo de reguli de circulație pe care trebuie să respectăm, pentru că noi șoferii ne calibrăm în funcție de mărimea oponentului, dacă vreți. Dacă vedem un om într-un camion, este foarte mare. Dacă vedem doi oameni pe motocicletă, pentru noi este ceva aproape insignifiant. Și de aici și lipsa de reacție de foarte multe ori. Codul rutier este cel care face ordine din acest punct de vedere și, mai mult, asta e un mesaj pentru toate taberele, dacă vreți, din această mică luptă. Trebuie respectat. Ne respectăm unii pe ceilalți. Suntem, în esență, ființe umane și trebuie să avem grijă unul de ceilalți, pentru că altfel ușor putem să ne creăm neajunsuri. Repet, avem undeva spre 300 de morți an de an din categoria cea, din cele trei categorii de care aminteam, motocicliști, cei de pe bicicletă sau trotinete și mopede. Deci sute de oameni care mor și niște mii de oameni care sunt răniți. Și asta este, din păcate, se întâmplă an de an în jurul nostru. Trebuie să ne obișnim unii cu ceilalți și mai trebuie să știm un lucru valabil pentru motocicliști și pentru șoferi. Motociclete fac niște dinamici ca o capacitate de accelerare și de frânare pe care șoferii de regulă nu le înțeleg. Dar asta înseamnă că nu folosim drumul public pentru a ne testa valențele de piloți, când vorbim de motocicliști.
O mare parte dintre ei știu aceste lucruri, dar nu toată lumea știe aceste lucruri. Când îți cumperi un speed, e greu să mergi liniștit pe el. Te tentează să accelerezi. Ori o motocicletă poate niște să facă de la 0 la 200 în câteva secunde, nu foarte multe, ceea ce pentru un șofer este greu de înțeles. Așa că mare grijă în depășiri, asigurați-vă foarte bine. Exact, depășiri, întoarceri, toate aceste mecanisme clasice care an de an, din păcate, își taie partea leului. Hai să vorbim la final despre mașini și nu orice fel de mașini, despre mașinile de curse și despre mașinile voastre de la Napoca Rally Academy. Reîncepe sezonul competițional în acest weekend. Da, avem weekendul care urmează, prima etapă de raliu, raliul Maramureșului, mașinile cu Europa FM pe ele. Asta am avut chiar și prima sesiune de teste în zona Clujului. Mâine vom avea lansarea oficială a echipei pentru sezonul 2022. Eu intru în sezonul 29. Raliul Maramureșului, sâmbătă și duminică, cu niște probe noi în zona de sud a orașului Baia Mare și vom avea duminică celebrul pasul Gutin, care este o probă foarte, foarte complexă, e o probă lungă și va fi și power stage-ul. Mai multe detalii, evident, pe site-urile de profil și vom reveni și cu informații la cald pe Europa FM, în așa fel încât să ne facem auziți în weekend de acolo, de la fața locului. Sunteți echipa noastră favorită și sezonul trecut v-am purtat noroc, zic eu. Așa este și, da, și vă sunteți postul de radio favorit, altfel nu ne-am fi asociat. Mulțumim frumos pentru sprijin, salutare tuturor și să circulăm cu bine, să avem grijă unii de ceilalți. Bogdan Marișca, mulțumesc foarte mult, o zi bună în continuare.